Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. După cum am promis, încă de vineri, domnul prefect al județului Hunedoara este la noi în studio, dar înainte de a intra în dialog cu domnia sa, vă spun că ăștia nu mai fac Constituție, fac prostituție, în prostituție intelectuală, în Guvernul României și în Parlamentul României. Deci eu n-am întâlnit așa ceva. Mă, vă e rușine să ziceți, suntem creștini, vă e rușine să ziceți căsătoria și familia este, se formează între un bărbat și o femeie. Adică Dumnezeu a creat pe Adam și Eva și Dumnezeu a fost prost, sau cum, domnilor din Parlamentul României. Adică, nu, e o jignire la inteligența, în ceea ce privește inteligența tuturor. Stau și mă uit, se apropie ziua eroilor. Iar o să iasă toată lumea cu eșarfe, cu doamne, noi depunem coroane, suntem animați de spirit național, profund, patriotic, pe cuvântul vostru. Păi mă, vă bateți joc de toate jertfele eroilor și o să mai repet lucrul ăsta, care au fost români și creștini, da? Și singura instituție care a dăinuit în cele trei țărișoare române a fost biserica. Da? Și creștinismul, credința noastră, asta ne-a ținut uniți. În cuget și în simțiri, da? Vorba poetului. Și atunci stați și o dați de gard. Bun, încă nu știm ce se întâmplă cu regionalizarea, o să încercăm să aflăm primele lucruri, pentru că, nu știu, e așa, se vede cât de capabil e și guvernul și parlamentul actual. Pentru că, domne, când te duci pe ceva, deja ieși, când ai ieșit în fața tuturor, ai deja proiectul gata, m-au lucrat 20.000 de specialiști, da, zic în generic, da, care și-au dat cu părere, au spus, o batem în cuie. E ca și la Constituție. La Constituție, v-am spus, nu Constituție, prostituție intelectuală fac băieții ăștia. Da, în sfârșit, o să vedem și cu legea referendumului, hai să scăpăm pragul, să nu mai e reprezentativitate, nu, e bunul plac al tuturor, mă, și atunci mai respectăm legea, nu degeaba merge justiția cum merge în România noastră. Așadar, încercăm să aflăm despre regionalizare și nu numai despre regionalizare, o să vorbim despre visul chinezesc. Ce vis american? Visul american e departe, frate. Americanii vin cu șevronul să scoată, nu știu ce, gaze de șist, nu știu altceva. Vin chinezii la noi în județ, nu americanii, visul american. Da. Domnul Sorin Adrian Vasilescu, prefectul județului Hunedoara, este la noi în studio. Bine ați revenit, domnule. Bine v-am regăsit. Ce se întâmplă cu regionalizarea? Că ăsta e primul subiect, un subiect care arde, frige, n-are gură să strige, pentru că nu-l dezbate mai nimeni. Aia de la București, mă refer la colegii de la București, de pe televiziunile centrale, au treabă cu becali, au treabă cu... Nu, el a început, dezbaterele au început. Și au început exact acolo unde este nevoie, au început în județe. Săptămâna trecută, vinerea, a avut loc o întâlnire la Timișoara cu cei care ar putea să facă parte din regiunea 5. O să vedem ce denumire va avea, cu cele patru județe, respectiv Hunedoara, Carașu, Timișu și Aradu. Cu o zi înainte a fost o dezbatere la Craiova cu județele care fac parte din regiunea Oltenia. Deci aceste dezbatere au loc exact acolo unde lumea este interesată, pentru că au fost reprezentanții administrației publice locale, au fost parlamentari, bineînțeles, instituția prefectului, profesori universitari și alte categorii care sunt interesate de acest proces. Din fiecare județ. Din fiecare județ, așa. Alte categorii care sunt interesate de acest subiect și care chiar lucrează la el. A fost o dezbatere fructuoasă în care s-au clarificat foarte multe lucruri. Vreau să spun că se prezintă principiile acestei regionalizări, pentru că această transformare, această revoluție administrativă, am putea să o numim, va fi dezbătută public până la forma finală, urmează ca să mai avem și niște studii și, bineînțeles, și niște dezbateri. Până acum s-au parcurs niște pași importanți, sunt câteva lucruri care s-au clarificat. Bun, ce anume? Haideți să le luăm punctual. Deci, câteva lucruri care s-au clarificat. 1. Vom avea 8 sau 9 regiuni. Asta va fi în funcție de... Asta nu seamănă a clarificare. Sunt 8 sau 9? 9 deci, sau... deci... studiile sunt făcute și pe 8 și pe 9. În principiu este vorba de Dobrogea, care se pare că ar fi foarte bine ca să existe ca o entitate separată. În urma dezbaterilor care vor avea loc, pentru că după votarea Constituției dezbatere vor avea loc în Parlament, în urma celor dezbateri se vor hotărâ dacă vom avea 8 sau 9 regiuni. A doua, ce atribuții are Consiliul Regional, care este un lucru
eu zic, fundamental pentru regionalizare. Atribuțiile administrative sunt ale consiliilor județene și ale consiliilor locale. Deci, atenție, nu dispar consiliile județene. Nu dispar și ele, din punct de vedere legislativ, hotărăsc. Nu Consiliul Regional. Consiliul Regional are atribuții doar în problemele majore de investiții. Doar dezvoltarea regiunii, investițiile din această regiune vor fi atribuțiile Consiliului Regional. Consiliul Regional va avea un președinte. Acel președinte va fi ales, iară, două modalități. Una de către consilieri locali și consilieri județeni și probabil în anul 2014 aceasta va fi forma prin care va fi ales președintele Consiliului Regional sau vot universal al tuturor cetățenilor din acea regiune și din începând din anul 2016, odată cu alegerile locale, când alegem președintele Consiliului Județean și consilieri județeni, primarul și consilier local, vom alege și președintele de regiune și consilieri regionali. Bun, președintele de regiune mi se pare că are un rol decorativ. Dacă nu dispar consiliile județene, ăla e degeaba acolo. Adică nu face, va face ce? Plătim încă unul ca să facă ce? Deci, în primul rând, va dispărea dezvoltarea României la ora actuală pe județe, ea va fi făcută de către regiuni. Deci fondurile care le au astăzi ministerele pentru dezvoltare vor veni la regiuni. Marea majoritatea lor vor fi fonduri regionale și ceea ce astăzi împarte Ministerul Dezvoltării și alte ministere de resort, Ministerul Mediului și alte ministere care au fonduri de dezvoltare vor fi împărțite de către aceste consiliuri regionale și consiliul regional este condus de către un președinte. Nu va avea un rol decorativ, așa cum nici președintele Consiliului Județean nu este un rol decorativ, ci este un rol foarte important. Mai ales că, așa cum este ales președintele Consiliului Județean de către toți cetățenii unui județ, așa va fi ales președintele regional de către toți cetățenii acelei regiuni. Bun, ideea e alta. Nu se ajung la un conflict de interese la un moment dat pentru că se pot suprapune anumite fonduri, anumite interese, anumite hotărâri, anumite... V-am spus, hotărârile administrative le au consiliile județene și consiliile locale. Doar hotărârile referitoare la dezvoltarea regiunii le ia Consiliul Regional. Deci, în primul rând, este vorba Dați-mi un exemplu, ce hotărâri ar putea să ia... știu eu, un președinte de Consiliul Regional. Păi, un președinte de Consiliul Regional împreună cu Consiliul Regional, care este forul legislativ, poate să hotărască ca în regiunea vest, sau cum se va numi ea la vremea respectivă, să presupunem că vrem să facem autostradă, avem drumurile naționale care, avem niște ni se pare prioritare, avem autostradă în sensul că avem finanțare, sunt deschise proiectele, există finanțare pentru aceste bucăți de autostradă. Da, pe dar care mai mult până departe, zic eu. Dar da, vă rog, au finanțare. Deci, dacă vor hotărâ proiecte majore, dacă discutăm din numele infrastructurii, toate DN-urile, să zic, toate DN-urile sau mai ales drumurile europene, vor să le modernizeze, vor să facă în jurul lor centre comerciale, vor... să facem niște un depone ecologic deja, o fiecare zonă, în fiecare județ. Deci tot ce înseamnă un proiect major, nu știu, să zicem, prima o infrastructură turistică pentru toate obiectivele istorice pe care le avem în această regiune și investim în infrastructura turistică ca să ne punem în valoare vestigiile istorice pe care le avem. Facem o ceră de finanțare de la Uniunea Europeană, accesăm fondurile pe regiune și dezvoltăm infrastructura turistică de care avem atâta nevoie. Alte proiecte majore care deci pot să existe din punctul acesta de vedere, e ca să ne punem în valoare tradițiile și obiceiurile pe care le avem, dar să le punem în valoare și din punct de vedere comercial. Nu numai din punct de vedere turistic și din punct de vedere cultural. Deci, Consiliul Regional este cel care poate să acceseze fondurile de la Uniunea Europeană pentru marile proiecte, va avea și o unitate de management, unitate de management care va implementa proiectele din această regiune fără să mai avem nevoie să mergem la Ministerul Dezvoltării sau la alt minister care astăzi are aceste fonduri. Bun, în loc să mergem la București, mergem la Timișoara. Ce mi-ați spus e frumos. Dispare CNADR-ul? Deci CNADR-ul nu va dispărea, pentru că CNADR-ul administrează toate drumurile naționale și autostrăzile din România. Dar se suprapun niște lucruri. Dispare Ministerul Transporturilor?
Nu dispare Ministerul Transporturilor. Tot ce există infrastructura națională va rămâne acolo. Tot ce există infrastructură regională și proiecte regionale vor veni aici. În general este vorba de proiectele de dezvoltare locală. Astăzi pe Ministerul Dezvoltării și Administrației încă sunt o groază de proiecte. Înainte erau pe Ministerul Dezvoltării și Turismului. Ei, toate aceste proiecte care sunt, vrem canalizare, vrem apă, vrem drumuri sau orice alte obiective de infrastructură locală vor fi inclusiv cu finanțarea necesară la regiuni și vor avea inclusiv posibilitatea de a absorbi fonduri structurale ca să poată să aibă finanțarea ca să pună în practic aceste proiecte majore. Capitalele s-au hotărât capitalele regiunilor? Deci, capitalele regiunilor se vor hotărâ tot de către Parlament. Astăzi sunt în discuții, nu se poate porni cu a nominaliza capitala, pentru că orgolile sunt foarte mari. Și în momentul respectiv, datorită acestor orgolii, s-ar putea ca să cadă tot acest proces. S-au făcut niște sondaje, am văzut sondajele respective care au fost făcute, cum vede populația care ar fi cea mai potrivită reședință de regiune. Da, sunt făcute aceste sondaje. Dar urmează ca să aibă loc atât dezbaterea publică, cât și dezbaterea în Parlament. Cum s-au făcut sondajele? De către cine? Pentru că iarăși e o treabă care trebuia dată cât de cât publicității. Hai să vedem. Eu cred că hunedorenii, nu știu, poate puteți să-mi spuneți. Da, ba, pot sondaje. Să vă spun. Cred că hunedorenii vor la Deva, capitala regiunii. Da, deci dacă stăm cei să vedem. Cei din Timiș vor la Timișoara. De o să vă spun rezultatele sondajului. Acest sondaj este un sondaj preliminar. În momentul în care s-a început deja cu informarea populației. Pe parcurs se mai face și alte sondaje. În acest sondaj preliminar, în regiunea vest, 67% vor ca sediul regiunii să fie la Timișoara, pe locul 2, 12,5% vor să fie la Hunedoara, 10,5% vor să fie la Arad și, nu știu, 6-7% cât ei vor să fie la Reșița. Acesta este un prim sondaj care s-a făcut pe regiunea vest. Bun, e clar. Din acest punct de vedere, contează și numărul populației într-un județ. Bun, eu și numărul populației din județ, dar vedeți că nu are 67% din populația regiunii Timiș. Eu v-am spus de un sondaj care s-a făcut pe regiunea vest. Okay. La fel s-au făcut alte. Sunt multe din aceste regiuni care au 2-3 centri, au 2-3 poli de putere administrativă, da. Și sunt foarte apropiate. De exemplu, în regiunea unde avem Sibiu și Brașov, 28% din brașoveni sau 28% din regiune vor să fie sediul în Brașov, 25, aproape 26 vor să fie sediul la Sibiu. Uitați, sunt câteva regiuni care sunt foarte apropiați, inclusiv din punct de vedere al acestor sondaje. Bineînțeles, sunt sondaje făcute în această fază. Sondajele pe baza în urma căreia populația va fi mai informată în urma și analizelor care se fac și se fac pe trei paliere aceste analize, urmează ca să fie din nou accesate și să vedem cum vor evolua în următoarea perioadă. Deci, practic, Consiliul Regional nu prea are treabă decât cu fondurile europene și cu marile proiecte. Și cu, deci, nu, cu toate decizia administrativă rămâne la județ. Da, cu toate fondurile de dezvoltare. Cu toate fondurile de dezvoltare. Adică, un drum județean. De exemplu, bun, drumul județean care ăla de la Timișoara, habar n-are că există drumul județean, știu eu, între Vadul Dobrii și, nu știu, de, deci, în sfârșit, da, Vadul Dobrii Bunila. Inclusiv banii pentru drumurile județene vor veni prin Consiliul Regional. Pentru că astăzi banii pentru drumurile județene veneau de la ministere repartizați. De data aceasta vor veni repartizați de la Consiliul Regional, în urma împărțirii banilor, pentru că va fi inclusiv o modalitate de finanțare a acestor consilii regionale. Cotă parte încă nu s-a precizat, pentru că încă e în studiu. Probabil cotă parte din TVA, cotă parte din impozitul după venit, va merge direct la Consiliul Regional, nu va mai merge la minister care să împartă banii pe localități. Păi, și se va pleca de la, pe niște standarde. Vor fi niște standarde minimale. Dacă discutăm cu zonele rurale, care sunt cele mai oropsite și care sunt cele mai sărace, se va stabili ce trebuie să aibă o comună. Trebuie să aibă drumuri, trebuie să aibă apă, trebuie să aibă canalizare, trebuie să aibă școală, trebuie să aibă farmacie. Dispensar. Deci un dispensar, un minim de instituții și de infrastructură pe care trebuie să aibă o comună. Și bun, se intervine și foarte important. Acum noi vorbim de macro și ne interesează foarte tare de macro. Dispar unele dintre comune pentru că în momentul în care vezi că avem primul oraș intrat în insolvență, o să întreb și despre Aninoasa, pentru că este la noi în județ.
sunt comune care de-abia se târesc, care nu reușesc să facă față nici măcar salarizării personalului, dacă pot să spun așa. Dar minte să mai facă și investiții, să mai facă una alta. Nu vor dispărea primării, dar ele vor fi încurajate ca să se asocieze, ca să poată să acceseze fonduri astfel încât să poată să-și facă infrastructura de care au nevoie. Una este să vii, să faci o canalizare și să introduci apa la 3-400 de familii, alta e ca pe zona respectivă să ai o asociere între 5, 6, 7, 8 comune care să vină să facă un proiect, să poată să introducă apa, canalizarea la tot acest lanț de comune care se asociază. Nu vor dispărea primării pentru că nu putem să ducem cetățeanul la zeci de kilometri distanță. Ele vor rămâne, dar aceste primării vor avea un anumit număr de funcționari publici. Se stabilește un număr minim de funcționari pentru acea primărie care se poată să asigure funcționarea ei și acest număr vor avea. În rest, dacă le permit veniturile, pot să aibă și un număr mai mare, dar dacă veniturile nu le permit, acesta este un număr minim de funcționari publici pe care poate să-l aibă o primărie. Pentru că nu poți să vii să-l aduci, eu știu, de la Bătrâna până la Lăpugiu, pentru o persoană, chiar dacă are 109 locuitori. Probabil nu o să fie 5-6 funcționari la Bătrâna, o să fie, nu știu, 2-3. Dar vor exista acolo să aibă la cine să meargă. Și ceea ce este foarte important în acest proces de regionalizare, pentru toate problemele pe care le are, mă refer la autorizări, alte hârtii pe care trebuie să le obțină de la diverse instituții, persoana nu va mai merge nici măcar la Consiliul Județean. Va merge la Consiliul Local, Consiliul Local preia toate aceste lucruri, le duce la Consiliul Județean. Consiliul Județean, care va avea o parte din instituțiile deconcentrate incluse în el, va putea ca să îi dea răspunsul sau adeverința sau autorizația de care are nevoie. La fel, ce au nevoie primăriile, vor trimite la Consiliul Județean, Consiliul Județean le centralizează, le trimite la Consiliul Regional și Consiliul Regional după aia vin și finanțează proiectele respective. Nu vor merge primarii sau angajații primărilor la centrul de regiune, ci primarii și cetățenii comune sau urbe respective vor trimite toate aceste lucruri la Consiliul Județean. Urmând ca Consiliul Județean să le rezolve în limita competențelor pe care le au, sau dacă e nevoie de un proiect de infrastructură, să înainteze Consiliul Regional. Consiliul Regional urmând să finanțeze toate aceste proiecte. Bineînțeles, în limita bugetului pe care le au și, bineînțeles, plecând de la un minim necesar pentru a avea un nivel de existență rezonabil. O să vedeți distracție. Dacă ziceți decizia legislativă rămâne la Consiliul Județean, Consiliul Județean poate să ia decizia, uite, vreau să asfaltăm drumul cu tare între localitatea și localitatea. Și când ajunge la Consiliul Regional, aia să zică, auleu, nu mai avem bani. Deci, la Consiliul Regional vor fi stabilite niște criterii. Ce facem? Și am spus, plecăm cu minimal. În zona... Deci, plecăm cu minimal. Îndeplinim toate criteriile. Ce te faci dacă vin și din Timiș, și din Arad, și din Hunedoara, și dintr-o parte și din ailaltă, vin toate cererile care îndeplinesc criteriile, pentru că România e praf și pulbere, e varză. Se vor finanța, bineînțeles, dacă ai un buget de 1 miliard de euro și îți vin cereri de finanțare de 2-3 miliarde de euro, nu poți să le finanțezi pe toate. Că asta spuneam și eu. Le vei prioritiza, probabil, pe fiecare județ. Cât pot să dau? La 10 localități din fiecare județ. O să dau la 10 localități din fiecare județ ca să poată să își facă investițiile pentru acest minim necesar de care au nevoie. Vă dați seama ce greu să fie și pentru președinții de consilii județene și pentru primari și pentru toată lumea o să fie greu, da, pentru că o să promită. Domnule, astăzi, cum faci acolo? Mergem la București. Nu-i mai greu. Noi astăzi, pentru toate investițiile de care avem nevoie, mergem la București. Dar București iasă din calcul aici. Exact. Total. Nu mai mergem la București, mergem la Timișoara sau care va fi centrul regiunii. Și nu o să mai vină, nu știu care, inspecție, supra-inspecție de la București, de sătesat. În învățământ, știți că în învățământ e o poveste cu Aracipul, cu nu știu ce, și învățământul se va supune acestor lucruri. Cine mai intră la regionalizare? Pentru că, bun, am înțeles, eu astea, drumuri, apă, canal. Astăzi, sigur, cine nu intră la regionalizare? Cine nu intră la regionalizare? Deci nu o să intre instituțiile naționale, cum sunt structurile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul deci Administrației de Urgență, Jandarmeria, Poliția, categoric că nu vor intra aici. Urmează ca să se stabilească care sunt instituțiile care vor rămâne la nivel național și care au nevoie de o strategie și o coordonare de la nivel național. Marea majoritate a lor, în schimb, vor trece la regiuni. Bun, regiunile vor beneficia, pentru că aici iarăși e o întreagă poveste, vor beneficia de plus valoarea muncii lor
cei din județele astea, pentru că taxele și impozitele acum se duc într-o găleată mare. Avem Direcția Marilor Contribuabili la Finanțele Publice, mă refer, da? Finanțele Publice îi pune că pe ăștia mai mici, ăștia de la noi din județ, știți? Dar există o Direcție a Marilor Contribuabili care dânșii controlează, taie spânzure, fac ce doresc dânșii, că vorba aceea. Noi nu suntem în stare la nivelul județului. Bun, ok, să o facă la regiune și să rămână banii aici. Banii noștri aici. Deci, v-am spus, încă nu este stabilit clar, deși dânșii au spus că și-au format o opinie, inclusiv cu Ministerul Finanțelor, despre modul cum vor fi finanțate, dar regiunile vor primi finanțări direct, finanțări care astăzi merg la ministere, așa. O cotă parte dintre ele, probabil. În funcție de ce vor primi finanțări. Nu, stați un pic, e foarte important. În funcție de ce vor primi finanțări. Pentru că aici vorbim despre produsul, poate m-am exprimat eu greșit. Nu, sigur m-am exprimat greșit când am zis plus valoare. De valoarea muncii, vedeți, există produs intern brut pe specă. În funcție de buget. Iar revărsăm tot un găleata mare și după aia o să zicem, bă, voi de la regiunea 5 vest, deși produceți, știu eu, 5.000 de euro pe cap de locuitor, luați și voi 2.000, că trebuie să dăm și la regiunea din nordul Moldovei. Va fi în funcție de buget. Prin colectare, se presupune ceea ce vă spun eu aici, e doar un punct de vedere personal. Se va face precizare la momentul respectiv, când sunt făcute toate studiile, cum se vor finanța aceste consilii regionale. Să presupunem că noi astăzi plătim, noi astăzi plătim 24% TVA, da? Da. Din acest 24% pe care îl plătim TVA, o să vină. Poate să vină jumătate din el, 12% să vină la regiuni. Poate să vină un sfert de el la consiliile județene. Și un sfert să meargă la bugetul de stat. Bugetul consolidat al statului, exact. Deci, așa vor face finanțări. Nu vă spun că 50% vor fi. Nu știu ce procent. Asta va prezenta. Știți de ce? Pentru că am, Ministerul, de exemplu, Finanțelor sau ministrul care se ocupă în regiunea asta, da, noi suntem săraci acum, județul Hunedoara. Suntem cu... Să știți că nu suntem așa săraci. Am văzut gradul de sărăcie pentru că ni s-a prezentat inclusiv o hartă. Așa. Și ce înseamnă gradul de sărăcie? În momentul în care n-ai apă, n-ai canalizare, n-ai drum, n-ai asta, deja înseamnă un grad, înseamnă un grad de sărăcie. Și vreau să vă spun, sunt mai mulți parametri, dar v-am spus, printre care și aceștia. Și vreau să vă spun că gradul de sărăcie din județul Hunedoara nu este mai mare decât gradul de sărăcie din Caraș. Carașul este județul cel mai sărac din această regiune. Dar după urmăm noi. Sunt chiar, este adevărat că sunt chiar zone din Arad care sunt mai sărace decât zone din Hunedoara. Bineînțeles, nu am zis că Aradul este un județ mai sărac decât Hunedoara. Deci și nu putem spune că neapărat Hunedoara este un județ sărac. Județe sărace sunt altele din țară. Bineînțeles că nu avem un grad de conformare. Dar vreau să spun că nu Hunedoara este cenușăreasa acestei regiuni. Și ca un factor totuși determinant în această discuție, cel mai sărac județ din România, din punct de vedere al acestei infrastructuri necesare, este județul Teleorman. Alu Dragnea? Eu v-am spus. Deci, aoleu, deci așa se explică procentele, frate. Nu, a plecat de foarte de jos, a făcut multe lucruri, deși s-au băgat un miliard de euro în județul Teleorman, a plecat de foarte departe. Și, în general, unde avem județele sărace? Județele sărace avem acolo unde, preponderent, avem zone agricole, unde oamenii lucrează în agricultură. Acelea sunt județele sărace ale României. Din cauza asta se urmărește și o echilibrare a județelor. Și se urmărește ca în regiuni, cel puțin pe regiune, numărul de locuri de muncă non-agricole, care le avem în servicii, în producție, să fie mai mare decât numărul de locuri de muncă pe care le avem în zona agricolă. Pentru că altfel n-am putea să avem dezvoltare. Dacă făceau ăștia regionalizarea cu vreo 10-15 ani, eram tăricieri, nu ne bătea nimeni. Da. Mă rog. Bun, contează să fie și sustenabile locurile de muncă care le ai în producție și în servicii, că dacă nu sunt sustenabile, n-ai făcut nimic. Bun, depinde și de acționar și depinde de foarte multe lucruri. Trebuie să fie sustenabile, trebuie să creeze plus valoare, pentru că această plus valoare... Când va fi gata? Ultima întrebare înainte de pauza publicitară, pentru că după aia discutăm și de visul chinezesc, stimați telespectatori. Când va fi gata toată povestea asta? Și bătută cât de cât în cuie, pentru că, nu știm, ea trebuie să intre în noua Constituție, nu? Eu vreau să vă spun graficul. Deci, prima etapă va fi în septembrie-octombrie, când se va vota Constituția. În Constituție vor fi prinse regiunile. Dar fără atribuții clare determinate. Bineînțeles. După care, pachetul de legi va intra în Parlament.
în noiembrie-decembrie el va fi dezbătut în Parlament, s-ar putea să treacă prin asumarea responsabilității guvernului. Începând cu 1 ianuarie 2014 vom avea pachetul legislativ conform graficului de astăzi, astfel încât să putem să înființăm. Păi, dar referendum este pentru Constituție, am zis în septembrie-octombrie, va fi referendum deci, pentru Constituție. Octombrie. Va fi referendum pentru Constituție. După aia pachetul legislativ va intra în Parlament, de la 1 ianuarie 2014, conform graficului existent, vom avea regiunile. Și vom implementa legislația, urmând ca pe parcurs unitățile de management care trebuie să parcurgă niște etape ca să poată să fie funcționale, se vor derula pe parcurs și vom avea, probabil în cursul anului 2014, și unitatea de management pe baza căreia vom accesa fondurile structurale, unitate de management care va fi la nivelul fiecare regiuni. Nu o singură unitate de management cum avem astăzi la nivelul național. Și o singură unitate de management unde sunt mii de proiecte, o mână de funcționari și care niciodată nu se poate să facă să avem o accesare de fonduri, să verifice niște proiecte, să semneze niște contracte la nivelul la care am avea nevoie pentru a avea o absorție corespunzătoare a fondurilor europene. Pauză și revenim, stimați telespectatori, ca să absorbim și noi ceva fonduri, ca să zic așa, nu? Că reclama e sufletul comerțului și pentru noi înseamnă bani. Pauză și revenim. Am revenit în platou. Greșeala mea de la bun început a fost că nu v-am spus că este o emisiune înregistrată din cauza programului destul de dens, pentru că domnul prefect va merge la București, pentru că și regionalizarea asta și toate cele necesită training, fraților, adică nu se poate face chiar așa peste noapte. Domnul prefect, se tot vorbește de visul chinezesc în ultimul timp, pentru că visul american e mult prea departe. I-au așteptat ai noștri pe americani, așa stânca proști uitându-se pe ce, bă, vin americani, au venit ruși, în schimb, după ruși, după 1989, după ceea ce numesc unii revoluții, alții lovitură de stat, iar au zis, bă, americani, o să vină, o să facă, o să dreagă, n-au venit, au venit europenii cu niște pretenții din alea, așa, câteodată de neînțeles, pentru mine, unul, așa, i-am așteptat în continuare pe americani, mă, totuși, poate, și vin chinezii. Păi, americanii ce au adus în România? McDonald's-ul, Coca-Cola, din păcate... Vă rog să ne faceți reclamă și cam atât. Au adus investiții pe care le-au făcut cu bani puțini. Și ne scot bănuții din țară. Cu un adaos comercial corespunzător și ne scot bănuții din țară. Am avut și investiții bune, nu putem să spunem, nu? Dar, din păcate, s-au dovedit a fi nu de la americani. Îi doream, nu au vrut să vină. Sau, în fine, n-a avut interesul. Renault, care a reușit să facă cu totul și cu totul o investiție de excepție la Pitești, nu numai, și care, într-adevăr, a adus o plusvaloare foarte mare României și un export foarte mare a României. Poate, dacă Ford-ul va deveni, într-adevăr, un automobil vândut și pe piața europeană, vom avea și o afacere americană de succes cu o valoare adăugată mare în România. Azi că, uite, vin nemții de la Bosch, dacă tot e să nemții zicem vin. Mări. Nemții vin, e adevărat, și Bosch-ul, și Mercedes-ul, și Mercedes-ul, și Siemens-ul, și nemții tot vin, numai pe niște produse care sunt mai mult în lon, încă nu putem să spunem că au un grad de integrare foarte mare pe piața românească și reușesc să-și aducă marea majoritate a componentelor produselor pe care le fac din România, dar e foarte bine că au venit, foarte bine că fac investiții. Acum la Blaj a fost o investiție iarăși de aproape 50 de milioane de euro pe care a făcut-o Bosch, cu crearea 300 de locuri de muncă, sunt binevenite și celelalte investiții care sunt în curs de derulare sunt binevenite. Dar un lucru trebuie să înțelegem, că vest-europenii, discutăm de Germania, nu-i singur, sunt și francezii, sunt alți europeni care nu și-au investit în România, au investit în produse care au o valoare adăugată mare și care reușesc să se amortizeze într-o perioadă de timp relativ mică, 5-7 ani. Asta este business-ul din Europa și așa gândesc ei. Alte state, și într-adevăr discutăm de zona asiatică, în speță de China, acceptă ca amortizarea investițiilor pe care o fac să se recupereze mai lent. Pentru că știm cu toții investițiile într-o centrală termică sau de ce nu chiar în minerit sunt investiții care se recuperează foarte greu. Sunt niște afaceri, dacă nu pe pierdere, oricum la un profit foarte mic
și se recuperează cu amortizare. Asta, așa îmi spuneți dumneavoastră, păi stați puțin, că băieții ăștia care au investit, că vedeți aici e marea jmecherie a europenilor. Au dat guvernul ăsta, am făcut aici dezbatere cu domnul Vaidoș despre cât ne fură statul român. Ne fură pe față la factura de energie electrică. Nu, statul pentru român că... ne fură statul român că își pune și el 24% la certificate verzi care, nu vă supărați, și la pentru orice produs cogenerare. Ori, ori și România, la... Păi nu, eu plătesc, ăla nu-i produs. Înțelegeți dumneavoastră? Produs înseamnă pixul ăsta care e palpabil, așa, energia aia, îmi pare rău, dar eu n-am consumat-o. Uniunea Europeană, că suntem în Europa, în Europeană, la toate produsele se practică TVA-ul sau cum se numește la fiecare stat, tot TVA există. Și nemții la certificatele verzi practică TVA. Da, și francezii la fel. Haideți să, dar nu în halul în care avem noi certificate verzi și taxe de cogenerare pentru că la o factură de... Bun, în sfârșit. Da, acum să revenim. Deci, perioada de amortizare a acestei investiții în domeniul energiei termo este foarte mică. Am creat o piață este care... Este foarte mare. Este foarte mare, da. Este lung. Este lungă, da. Exact. Nu, 5-7 ani, durează peste 10. Nu cum fac ăștia în energie eoliană și solară și așa, exact, că vor în 2 ani să se recupereze toate investițiile. Aici vin și investesc în energii care pot să-și amortizeze într-o perioadă de timp relativ mică. Bun, n-a fost visul american. Bun, dar din cauza asta, cei care sunt dispuși să vină să investesc în centrale termice sau în minerit, se pare că sunt numai chinezii. Pe canadienii găsim, dacă e vorba de aur. Nici canadienii, când aud vorba că e vorba de termocentrale sau că e vorba de cărbune, nu sunt interesați. Ei, chinezii sunt interesați pentru că au excedente comerciale uriașe, au foarte mulți bani de investit, nu mai au unde să investească la ei și atunci încearcă ca să pătrundă pe diverse piețe și ar putea să fie o șansă pentru termocentrala de la Mintia ca pe baza banilor de la chinezi, a companiei naționale energetice din China, să vină să modernizeze grupul 4 și să facă instalația de desulfurare pentru grupul 3 și 4. În ce stadiu se află negocierile? Pentru că există tot mai multe voci care vorbesc și despre visul ăsta chinezesc, că e doar un vis, în sensul că băia vin, văd, stau, fotografiază, povestesc foarte mult, dar contracte reale, certe, pe hârtie, angajamente și bani în cont, nix, nimic. Deci, eu vă spun că au fost chineze, vorbesc punctual, Compania Așa. Națională Energetică din China. Așa. Au fost la Mintia. A fost domnul ministru Niță, ministrul energiei, cu delegație din... S-a semnat vreun contract? Astea le știm, deci nu-mi dați o știre. Domnul director general Andronache poate să vă spună punctual pașii care au făcut de acum o lună de zile de când s-a întors din China. Nu pot să vă spun în ce stadiu sunt la ora actuală. Nu s-a ajuns la semnarea contractului, că dacă se ajungea la semnarea contractului, știam că se făcea public. Dar care sunt etapele care le-au parcurs de când a venit din China și până astăzi, poate să vă spună punctual domnul director general. Pe care eu am încercat să-l invit și care ne-a tot amânat, ba nu pot, ba la București, ba într-o parte, săptămâna trecută au fost 4 zile la București, de luni până joi, și eu am încercat să mă întâlnesc cu el, că sunt foarte multe aspecte pe care poate ne ajutat să-l invităm în emisiune, pentru că multă lume se uită la noi și se întreabă. Astăzi și mâine iară este la București, probabil de miercuri încolo eu am să transmit invitația dumneavoastră. Foarte deci, bine. Dânsul vă va prezenta mai punctual. Cert este că complexul energetic Hunedoara nu are bani ca din surse proprii să poată să-și facă această investiție. Ce clar, o construcție moartă din fașă. Nu e moartă din fașă. Nu. Cert este că nici alții nu au fost interesați să vină să investească în grupurile 3 și 4 de la termocentrala Mintia. Singurii care până astăzi au fost interesați sunt acești chinezi de la Compania Națională de Energie din China. Deci este o companie de stat cu niște profituri uriașe care vor să vină să creeze piață în România. Când au fost acum vreo 2 luni de zile la termocentrala de la Mintia, povesteau că atunci au finalizat un complex de 7 grupuri energetice în Azerbaijan și tocmai îl dăduseră în funcțiune. Deci au venit și au investit. Sperăm ca să se materializeze aceste contacte pe care le-au avut dânsii în investiție
Și eu cred că la ora actuală e cam singura șansă ca să putem să mai facem investițiile de care avem nevoie la complexul energetic Hunedoara, la termocentrala de la... Oricum e mare înghesuială pentru că statul român a greșit mult. Da. Termocentrala de la Paroșeni, investiția au făcut-o Itochu, un concern japonez. E altceva. Bun, este altceva, eu sunt de acord, dar tot din zona asiatică au venit investițiile, inclusiv pe la termocentrala de la Paroșeni, investiții cu o dobândă de 1% pe perioadă de timp foarte mare, au venit, au făcut-o și astăzi termocentrala de la Paroșeni este cea mai modernă termocentrală din România. Bun. Nu știu, statul român, fiind reprezentant în teritoriul al guvernului, ar trebui să trageți un pic guvernul de mânecă. Eu sunt reprezentant, nu sunt autoritate, nu pot să trag guvernul de mânecă. Nu, să trageți un semnal de alarmă, adică în ce sens? E prea multă hărmălaie pe piața asta energetică, o hărmălaie ciudată în sensul că vin ăia și dau drumul la centrală pe gaz, deși... Ei, vin cu panouri fotovoltaice. Știți că acum recent premierul Ponta a fost la Bruxelles și a renegociat această schemă generoasă de finanțare pentru certificatele verzi referitor la, deci pentru energia regenerabilă, ne ajunge să dăm până la 6 certificate verzi la fotovoltaică. Sunt 1, 2, 3 certificate verzi inclusiv la energia hidro, inclusiv la energia eoliană. Păi când vii și primești 3 certificate verzi. Asta înseamnă că primești 165 de euro, că e 55 de euro certificat verde. 165 de euro, probabil undeva în jur de 750 de lei. Deci tu primești 750 de lei pe megawatt, un megawatt care se vinde pe piață la 150 de lei. Primești 750 subvenție. Primești 80%, 90% subvenție. E enorm. Dar această schemă generoasă de finanțare a fost stabilită de către alt guvern, guvernul Ponta. Noi am moștenit-o. Da, corect. Aici am vrut să reducem de la 55 la 27 de euro certificatul verde, de la 6 la 3 pe fotovoltaică, de la 3 la 1,3 pe și ce au sărit în sus de 2 metri. Și ne-au amenințat Bruxelles-ul cu infringement, cu penalizări și atunci am încercat să găsim o soluție de compromis și tocmai asta a făcut premierul Ponta când a fost la Bruxelles. Deci când vii și moștenești un sistem cu niște scheme de finanțare generoase, când vrei să le schimbi, toți investitorii stau să sar în cap. Ei spun, domne, când am venit, ai spus că îmi dai 6 certificate verzi. Eu mi-am făcut planul de investiții, gândindu-mă că îmi primesc 6 certificate verzi, mi-am făcut investițiile, eu trebuie să mi le amortizez. Dacă nu respecti ceea ce ai spus, asta înseamnă că România nu mai este un stat sigur din punct de vedere economic. Și înseamnă că sunteți neserioși și nu mai veni să investim. Nu e vorba că nu vin să investească cei în fotovoltaice. Problema este că sub această umbrelă, pe baza lobby-ului care se face la Bruxelles, alte concerne importante nu mai vin să investească în România. Pentru oricum că n-au venit. Haideți să vă spun ce pierdem. Ce n-avem? Pentru deci că ăștia nu vin. În sfârșit. Avem foarte mult capital. Uitați-vă că Germania are peste 10 miliarde de euro investiții în România. Să-i plătească tot palor care au venit cu fotovoltaice. Și atunci primarul Ponta a fost nevoit să găsească o soluție de compromis. Eșalonarea aceasta începând cu 2017-2018. Până atunci plătim un număr redus de certificate verzi. Ce facem cu gazul? Pentru că acum, la momentul ăsta, ni se promite o explozie a prețului la gaz. Ori, din păcate, iarăși, avem un subconsum. Adică noi nu consumăm cât producem. E clar, o arată clar. Eu, ca român, trebuie să plătesc bani pentru, știu eu, greșelile altor guverne. Nu neapărat Boc 1, 2, 3, că a fost Năstase când a fost pe vremea cu Petromu și cu... Știți? Se dorește de către Uniunea Europeană ca să se ajungă la un preț unic al gazului metan pe prețul Uniunii Europene. Să sperăm că vom reuși să negociem, să amânăm măcar aceste etape. Dacă le amânăm, e... Să vă spun, în sfârșit. Nu vreau să insist pe subiect, dar oricum o să fie rău și greu. Sunt toți niște negocieri pe care le-am avut cu Uniunea Europeană. Am vrut să intrăm în Europeană. Uniunea Europeană înseamnă și foarte multe bariere pe care le pun și niște reguli care le-au stabilit și pe care trebuie să le respectăm dacă vrem să fim în această Uniunea Europeană. Bun. Spuneați la un moment dat într-o conferință de presă că deconcentratele din județul Hunedoara au făcut foarte multe propuneri de schimbare a legilor, pentru că sunt multe legi. Eu critic tot timpul Parlamentul că nu prea are treabă. Adică nu-și face treabă care ar trebui să o facă
și nu îndreaptă neregulile și nedreptățile și inadvertențele din legile care există. Și am înțeles că reprezentanții de concentratelor din județul Hunedoara au făcut destul de multe propuneri. Cam câte sunt și cam când se vor discuta? Nu le-am numărat, sunt foarte multe. Unele au vrut să modifice chiar fundamental unele legi, cum e legea pensiilor. Bineînțeles, nu putem să ne băgăm la modifica fundamentalul legii, nu este atribuția instituțiilor de concentrate, dar sunt foarte multe modificări legislative pe care noi le-am propus, datorită faptului că în lucrul cu cetățeanul ne-am dat seama de aceste disfuncționalități. Și în aceste zile se vor finaliza toate aceste propuneri legislative. În urma finalizării avem câte un CD-ul pregătit pentru fiecare parlamentar de județul Hunedoara ca să poată să meargă în comisiile de specialitate sau, de ce nu, când se discută o lege în Parlament sau poate chiar să aibă o inițiativă legislativă, astfel încât toate aceste aspecte cu care noi ne-am confruntat și am întâmpinat greutăți în implementarea legislației, să poată să fie modificate ca să avem o legislație coerentă și clară. Deci, pot să spun că în această toamnă, parlamentarii din județul Hunedoara vor avea suficient material ca să poată să-și facă din plin activitatea în Parlament și să modifice sau să completeze legislația cu ceea ce noi în teritoriu am constatat că nu funcționează în condiții normale. Și în momentul în care am să le dau parlamentarilor acest idee, am să trimit și medie să vadă care sunt propuneri legislative ale instituțiilor de concentrate din județul Hunedoara. Bun, poate ne ajutați să vă ajutăm și să ajutăm și statul ăsta și pe parlamentari să-și deschidă ochii, pentru că până acum, dacă facem, tragem o linie așa și facem un bilanț al lunilor în care ar fi trebuit să lucreze, mare lucru n-au prea făcut. Știți, acolo în Parlament. Se lucrează foarte mult la Constituție, se speră ca în această sesiune parlamentară, dacă într-o sesiune extraordinară în această vară, Constituția să fie finalizată de către Parlament. Urmând ca la începutul sesiunii din toamnă, ea să intre pe votul final în Parlament, după care să se organizeze referendumul pentru votarea Constituției. Oricum, primul ministru e destul de vocal, l-am văzut că îl ia un pic în răspăr pe domnul Victor Orban al Ungariei, dar eu le recomand tuturor și dumneavoastră, stimați telespectatori, și dumneavoastră, domnule prefect, și parlamentarilor din județul Hunedoara și de pretutindeni din România asta noastră, da? De pe tot teritoriul României, să citească Constituția Ungariei și să vadă că sunt acolo niște lucruri foarte interesante, spuse clar, răspicat, și ăia nu sunt catalogați nici intoleranți, nici homofobi, nici absolut, văd acum că tot se discută pe tema familiei. La Ungur scrie foarte clar în Constituție, familia este formată dintre un bărbat și o femeie. Așa e normal. Păi, așa e normal, dar văd că trebuie să impunem anormalitatea cu forța în România asta și se tot vorbește despre un anume hobby, al unui anume grup, al unei minorități care e foarte bine plasat acolo sus, în Parlament, în guvern, nu știu. N-aș vrea să se fac supoziții. Nu discutăm de guvern, că guvernul nu are o implicare direct în votare. E vorba de Parlament, da. Bun. Am primit o scrisoare la redacție, având în vedere că mai avem vreo 3 minute, corectați-mă regia, de emisiune. Numele meu este Aveam Floarea, am 85 de ani, locuiesc în satul Hărău, numărul 78 din anul 2002, când am cumpărat o locuință, un loc cu o căsuță bătrânească, l-am cumpărat cu contract de vânzare-cumpărare la notariat. La întocmirea contractului s-a prezentat și un extras de carte funciară pe suprafața de 1278 metri pătrați. O să vă dau toată scrisoarea, pentru că e o întreagă istorie aici. S-a trezit telespectatoarea noastră, mai precis eu dânsei care ne-a scris și care încearcă să întabuleze 1278 de metri pătrați. Nu se poate. Cunoașteți cazul? Da, cunosc cazul. Oricum, eu vă dau scrisoarea în direct ca să ne facem datoria. Da. Persoana care a vândut avea 250 de metri pătrați și a vândut 1278. Asta este. E și o greșeală a OCP-ului. Deci dânsul ce poate să se adreseze, dacă se pare că e vorba de un abuz al unui funcționar public, să sesizeze organele. Dar acolo e descris, primăria a zis că e ok. Degeaba a zis primăria ok, dacă el avea 250 de metri și a vândut 1278. Deci el era proprietar, a avut titlul pe 250 de metri pătrați.
Da, bun. Deci, dacă a fost un abuz din partea unui funcționar public, poate să adreseze organele de abilitate, parchetului sau poliție. Dacă nu poate să conteste lucrul respectiv în instanță și dacă câștigă în instanță, se va pe bază... Nu vrea să ajungă la instanță, spune că are o pensie foarte mică. Atunci, cealaltă soluție este ca să facă o plângere penală funcționarului public care a făcut un abuz în cazul de față. Deci o plângere penală, da. Pentru că nu se poate altfel. Păi nu se poate pentru că celălalt a avut titlul pe 250. Bun, cum stăm cu autostrada? Ca să încheiem asta, aveți scrisoarea, poate mai dați un răspuns, încă un răspuns, că am înțeles că a primit un răspuns oficial. Cum mai stăm cu contractele pentru autostrăzi? Ce se va întâmpla? Ce se dă și ce se cere? Mai avem pe teritoriul județului Hunedoara lucrări care trebuie să înceapă sau care sunt în desfășurare? Eu nu pot decât să repet ceea ce a spus domnul ministru Șova când a fost la recepția autostrăzii Deva Orăștie, respectiv la tronsonul Simeria Orăștie, și care ne-a spus că se așteaptă la inaugurarea tronsonului 1 pe Orăștie Sibiu în luna august. La fel, în luna august, deci, în luna august dăm drumul Orăștie Sibiu? Mergem până la Sibiu? Tronsonul 1. A, tronsonul 1, adică Orăștie până unde? Până la Vințișor, undeva în zona Lancrămului. Am înțeles. Da, tot cam câți kilometri? Nu știu, 17-18 km deja a ieșit din zona noastră. Sunt cam tronsonele astea, cum sunt 15, 16, 17, 18 km. Cam, deci un prim tronson. Un prim tronson. Tot atunci avem tronsonul 2 de pe Arad-Nădlac. La sfârșitul lunii septembrie, până în 1 octombrie, trebuie să fie dat în funcțiune tronsonul 2 de pe Orăștie Sibiu, respectiv tronsonul care deja va trece de Sebeș. Am înțeles. Deci, practic, până la 1 octombrie ar trebui să mai avem undeva la aproximativ 35 de kilometri de autostradă. Astea, 17, așa, 17, așa ne-a spus domnul ministru Șova la momentul în care a participat la inaugurarea autostrăzii Orăștie-Deva. Domnul prefect, când mai veniți? Pentru că probabil telefoanele sună acum, nu suntem în direct, dar trebuie să veniți la o emisiune. Trebuie să veniți și la o emisiune în direct, pentru că sunt destul de multe probleme în județ și atunci o să avem și un feedback destul de mare. Bine, vă aștept cu mare bucurie. Stimați telespectatori, asta a fost emisiunea de astăzi. Rămâneți cu Hunedoara în 50 de minute. Mâine discutăm despre sănătatea și securitatea în muncă. Vine domnul Adrian Florin Bozdog, inspectorul șef de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara. Da, multe probleme în povestea asta cu relațiile de muncă. Așteptăm și mâine să vă uitați la noi. Toate cele bune!